Tiparul în spațiu românesc în secolul al XVII este marcat cel puțin în a doua jumătate a acestui secol de planul editorial, să spunem, impus de către domnul Țării Românești, Șerban Cantacuzino. În timpul domniei sale apar câteva ediții extrem de importante pentru istoria tiparului românesc, începând cu o primă tipăritură, Mită Cheia Înțelesului, o carte religioasă, pentru a cărei tipărire și înfrumusețare s-au folosit gravuri semnate de către un celebru ilustrator de carte din spațiul ucrainean, Ioanichie sau Ivan Bakov. În ceea ce privește această lucrare, Cheia Înțelesului, ea este o tipăritură destul de rară, mai ales în ceea ce privește existența ei în colecții particulare, neexistând informații concrete despre exemplare sau nu există o atestare a vreunui exemplar în afara celui de față într-o colecție particulară. Alte două lucrări deosebit de importante care fac parte din acest plan editorial al domnitorului Țării Românești sunt edițiile Evangheliei și ale Apostolului. Tipărite în ani consecutivi, în 1682 și 1683, cele două cărți au fost darul domnitorului pentru bisericile românești. Se constată și o situație mai deosebită. Foarte multe seturi, să spunem așa, de Evanghelii și Apostoli sunt donate în special bisericilor românești din Transilvania, unde exista o lipsă de carte pentru aceste biserici. Interesant este și legătura propriu-zisă a tiparului cărților cu Transilvania, deoarece se presupune că setul de litere folosit la tipăria celor două cărți provine din tipografia princiară de la Alba Iulia și ar fi de fapt setul cu care s-a tipărit Noul Testament și Psaltirea. Ba mai mult, legăturile continuă și în ceea ce privește tipograful, pentru că Evanghelia a fost tipărită de Chiriac Moldoveanul, un tipograf pe care îl vom reîntâlni după scurt timp chiar la Alba Iulia, nou înființată tipografie a Mitropoliei. Pentru Evanghelie, acesta colaborează cu gravorul Damaschin Gherbest, un alt personaj foarte important care nu doar că va asigura ilustrația Evangheliei, dar va asigura ilustrația Apostolului și va fi și tipograful acestei cărți. Un tipograf pe care unele surse îl identifică cu viitorul episcop Damaschin al Râmnicului. Odată cu integrarea Transilvaniei în Imperiul Habsburgic, autoritățile au încercat să îi atragă pe români la reforma, la contrareforma catolică. Practic, Transilvania intra în acel spațiu de luptă confesională, familia de Habsburg fiind una dintre cele mai importante familii catolice din Europa, a încercat să atragă populația majoritară a Transilvaniei de partea sa. Existat acel act de unire, practic se năștea a doua biserică istorică a românilor din Transilvania. În sprijinul acestui cult au început să tipărească și câteva cărți. În caz aparte este înregistrat de Catehismul lui Iosif de Camillis. Este o carte de mici dimensiuni, care a fost tipărită în Slovacia de astăzi, Sâmbăta Mare sau Târnava, cum am numit localitatea de astăzi. Cartea este foarte importantă prin prisma rarității sale. Deși ne-am așteptat să existe foarte multe exemplare, fiind un catehism, o carte uzitată în cult, din Catehismul lui Iosif de Camillis se cunosc sub 5 exemplare în colecții publice la ora actuală, dintre care doar două în România, celelalte sunt în afara țării. Exemplarul de față pare a fi singurul prezent din nou în colecții particulare din România.